Nu știți unde sunteți, nu? Sunteți la voi cu Voicu. Schimb magicienii ca pe cămăși în speranța că poate unul o să reușească să le viteze vreo 20 de kilograme. Rămâneți la voi cu Voicu, magicianul Verdini, pentru că cel mai important lucru în viață este să credeți în magie. De ce? Pentru că ea există. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la voi cu voi cu. Astăzi suntem magici și o să vedeți că magia e foarte importantă și trebuie să credeți în ea, pentru că în fiecare lucru poate fi ceva magic. Ei bine, l-am cunoscut pe magicianul pe care l-am invitat astăzi într-o ocazie, la ziua unui copilaș și, sincer să fiu, mi-a plăcut foarte mult, pentru care am vrut să-l cunoașteți și voi. Sigur, unul dintre voi îl cunoașteți deja, pentru că el a tot fost invitat pe la televiziuni, însă niciodată n-a avut timp să stea și de vorbă. Ne-a arătat numai numere de magie, foarte multe lucruri despre el n-am găsit nici pe net, trebuie pentru care astăzi o să-l descos. O să vedeți așadar, în premieră la voi cu voi, un magician descusut. Verdini este numele de scenă și are legătură cu verdele. O să vă spun el de ce e importantă culoarea asta verde în magie. Îl cheamă Marius Paraschiv. Cum îți spun? Marius sau Verdini? Spune Verdini, mă identific. Verdini să rămână. Bine ai venit, Verdini. Bine te-am găsit. De ce Verdini? E simplu. Verdele simbolizează viață, simbolizează energie, fericire, succes. Simbolizează, de fapt, tot ce e frumos și valoros, pentru că așa vreau eu. Am înțeles, verdele ăsta semnifică da. Și primăvara, nu? Da, eu i-am atribuit toate virtuțile din lumea asta pe lista de semnificații. Bine, poți să faci o magie să nu mai ningă niciodată până în decembrie la sfârșitul anului? Poți să fac o magie cu cărți? Poți, hai, da. Dacă îmi promiți că nu mai ninge. Că să mai ningă când o ninge eu, nu mai pot, să vină primăvara. Fă o magie, Verdini, și în timp ce o faci, vorbim sau... Da, sigur că vorbim. Da, sigur, exact asta vreau să facem. Bine. De fapt, magia este un mod de comunicare. Pentru mine e o limbă străină, îmi place să spun că e o limbă străină. Dă-mi-o mie, magia nu e jonglerie. Da. La magie nu vezi, la jonglerie vezi. Exact, exact. Eu cred că tocmai asta e mișto, că nu vezi. Exact, da. Chiar Doug Henning, un magician foarte mare, avea vorba asta. Doamne, poate trag un popă de roșu la drum de seară. Să nu mă lași să o văd, te rog. Camerei aș vrea să o arăt, să o știe oamenii de acasă. E arăt lui Florin, lui Costin, da. Nu e arăt, dacă e arăt lui Costin, o vezi și tu. Costișoare, nu da, e mă ce trebuie. Uit, nu mă uit, nu mă interesează. Bine. Ok? Bine. Eu trec așa prin pachet și tu spui stop. Vezi, asta e o formă de jonglerie. Poți stop. Să zici, mă, dar eu nu știu să fac așa. E ca și cum aș jongla. Să mai iau o carte, adică... O pui acolo. A, o pun aici. Da. Am pus. Și întinde, te rog, o palmă așa. Pune și cealaltă peste și ține pachetul. Și ține-l la tine, te relaxezi. Bine, păi mă relaxez că acolo. Vorbim. Când ai început tu să-ți dai seama că ai vrea să faci magie? Că ești tinerel, practic. Cât ai? Da, fac 30 de ani. Mulți înainte, dar Dumnezeu să-mi dar... Mulțumesc. La 17 ani am avut primul show. Mi-am dat seama cu puțin timp înainte, cu vreun an și ceva. Dar cumva am fost atras de cărțile de joc dintotdeauna, de când eram mic. Magia mi-a plăcut, e firesc, doar că n-am avut prea mult contact cu magia. Referindu-mă acum la partea asta de trucuri, cumva când am luat contact cu partea asta a trucurilor, pentru că latura cealaltă e mai importantă. Când descoperi magia cu adevărat și când începi să înțelegi. Dar există școală de magie, cărți de magie? Adică eu dacă aș vrea să fac ce faci tu, ar trebui să mă învețe cineva, nu? Da, ar trebui să studiezi, pur și simplu. Dacă ai vrea să înveți pian, cum ai face? Păi aș chema o profesoară de pian. Și dacă n-ar exista un profesor de pian? Păi singură nu cred că aș putea. De ce? Ai căutat pe internet, ai vedea alți pianiști, ai furat trei note de acolo, ai sta în fața pianului, ai descoperi, ai reinventa. Deci tu de mic voiai să te faci magician? Sau la 17 ani ai avut așa o... Nu, nu. Pe la 15 ani am zis, da, asta o să fac într-o zi. Și din momentul în care a venit ziua, am făcut full-time de atunci. Cum ai făcut? Zi-mi un pic, că n-am găsit nimic cu ane despre Uite, tine. Uite, primul pas a fost... destul de simplu, să spunem așa. Eu n-am făcut nimic. Vărul meu, Liviu, a intrat pe internet într-o comunitate de magicieni. Și acolo a aflat niște secrete. Secretele le-au ajuns la mine, eu am început să le exersez, să le practic și așa am pornit. Și la 17 ani ai făcut primul spectacol? Da.
Da, n-a și fost cum? Bine. N-a ieșit bine. Nu. A ieșit bine ca energie, a ieșit bine ca atmosferă. Am avut copii de 10 ani care erau atipici, pentru că, în general, copiii de 10 ani și în jurul vârstei sunt un pic supărați pe magie. Au descoperit ei atunci că stai-mă puțin, că nu e cum credeam eu, niște trucuri. Da, și sunt mult mai atenți decât noi. Cum sunt? Mai atenți decât da, noi. Da, văd lucrurile total altfel. Și da. Te-au prins cum ar veni cu da, m-au prins cu majoritatea, da, atunci. Dar chiar și așa s-au distrat, a fost super. Și de la spectacolul ăsta am mai prins un spectacol. La același grup de copii. Adică m-au mai vrut odată. Ceva le-a plăcut. Chiar dacă s-au prins. Chiar dacă s-au prins, da. Asta zic. Da, pe unele nu le-au prins, dar foarte puține. Și mai departe, ai început tu să exersezi foarte bine. Da, și mi-am dorit să fac spectacole. Și uite, deja l-am avut pe al doilea. Apoi am început chiar să dau telefoane. De exemplu, l-am sunat atunci pe Șerban Georgevici, care este actor la Teatrul de Comedie. L-am sunat să-i spun, salut, văd că mai organizez spectacole, n-ai vrea un magician? Și s-au legat lucrurile, pur și simplu. Am început să spun tuturor că asta fac, că sunt magician și... Da, magicianul ăsta e în nomenclatorul de meserii? Da. Deci, practic, dacă ieși și tu la pensie, nu? Da, s-au trezit niște colegi să facă lucrul ăsta. Eu nu m-am înscris. Nu, te-ai înscris? Nu. Dau factură pe program artistic. Nu scriu spectacol de magie. E un program artistic. Am înțeles. Da. Că era, e mișto așa să ieși la pensie ca magician. E o meserie de care nu cred că te poți lăsa niciodată, Marius. Da, n-ai cum. N-ai cum să te lași. Să-ți dau un exemplu. Ia, dă-mi tu un exemplu, ia, să odată, vedem. Să știi că n-am umblat da, la ele, nu, să zici după aia. Au stat la tine. Da. Da. Și nu știu dacă ai observat cât timp am vorbit, cu mâna dreaptă am făcut așa niște gesturi, am folosit un marker invizibil și am scris pe cartea ta. Hai, de la distanță, uite. Ai scris numele de la loto ca să nu, știu? Nu, am scris niște cuvinte care îmi treceau prin minte așa, raportat la discuția pe care o avem noi aici. Uite, ce am scris. Ce ai scris? Totul este o căutare, anormal, interacțiune, provocare, imprevizibil, curaj, artă, surpriză, vizual... toate cuvintele astea cam au legătură cu discuția noastră. Da, numerele la loto. Nu, stai un pic, asta dă-mi înapoi, că să vedem dacă mai poți să mai faci o dată cu altă carte. Ține palmele întinse puțin, uite, 9 de inimă neagră, da, vreau să apeși pe el așa, nu te mișca și uite-te la mine. Vreau să-mi spui stop când vrei tu, da? Stop. Ține minte cartea la care te-ai oprit, putea fi oricare. Uite, o arătăm și oamenilor de acasă. Da. Ok? Așa. De 2 n-am avut niciodată la școală, totuși. Nu spune, te rog frumos, pocnesc din degete, scriu pe ea, tot cu markerul invizibil, mi-am scris gândurile instant. Nu trebuie să scriu literă cu literă, înțelegi tu. Uite, sunt scrisă pe cartea asta invizibilă. Asta e cartea? Păi nu e nicio carte acolo. Cum adică, nu o vezi? Nu văd, e adevărat că... Stai puțin, hai să ne înțelegem. Nu vrei să o vezi sau nu poți să o vezi? Nu este. Vezi, despre asta este vorba. Da.